Vă spun bun găsit, doamnelor și domnilor, din cauza restricțiilor impuse, Filarmonica din Pitești a desfășurat în ultimul timp activitatea majoritară în mediul online. Recent s-a oferit posibilitatea ca instituțiile artistice să poată pune în vânzare 30% sau în unele cazuri chiar 50% din totalul biletelor. Care este situația la Filarmonica aflăm chiar acum de la managerul instituției Gabriel Niță și de la Mădălin Sandu, concert maestru. Vă spun bun găsit! Bun găsit, Alexandra, și îți mulțumim pentru invitația ta și îți mulțumim pentru faptul că ne ajuți, să spunem așa, să promovăm Filarmonica din Pitești. Bun găsit și mulțumim pentru invitație. Domnul Gabriel, o să încep cu dumneavoastră. Cum și-a desfășurat Filarmonica activitatea din momentul în care a primit funcția de director artistic al instituției? O să încep cu mine. Eu am fost numit ca manager al instituției. Am început, să spunem așa, în data de 4 februarie. Primul concert și următorul din data de 11 a fost desfășurat cu 30% din capacitatea sălii. Chiar săptămâna trecută, în finalul săptămânii trecute, în plan național, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit că în cazul instituțiilor de spectacole și concerte, prezența publicului se poate permite până într-o proporție de 50%. Noi așteptăm în această perioadă să vedem când Comitetul Județean pentru Situații de Urgență va emite, să spunem, o nouă hotărâre, să vedem dacă vom merge până la 50% din capacitate în ceea ce privește prezența publicului la evenimentele noastre sau dacă vor rămâne la 30% din capacitate. Ne-am bucurat, sincer vorbind, să mergem spre 50% pentru că în cadrul concertelor anterioare ne-am desfășurat activitatea cu sala plină, bineînțeles respectând acest criteriu de 30%. Nu am mai pus în vânzare abonamente pentru această stagiune, am avut parte și de o ședință a Consiliului Local Pitești în perioada precedentă în care am justificat acest lucru pentru că, să spunem așa, dacă puneam în vânzare abonamentele, riscam, Doamne ferește, dacă situația pandemică se agrava din nou, să nu ținem concertele, iar piteștenii riscau să plătească aceste abonamente și nu ar fi putut să ajungă la spectacole. Așadar, am rămas pe plată, să spunem, a biletelor și aceste bilete au prețuri de 30 de lei, de 40 de lei în funcție de categorie și, bineînțeles, elevii, studenții, pensionarii se încadrează și la reduceri de 50%, de 75% după caz. Cetățenii de onoare ai municipiului Pitești și persoanele cu handicap intră gratuit la concertele noastre. Așadar, în acest moment ne permite legea să desfășurăm activitatea cu 30% din capacitatea sălii și așteptăm o decizie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru a desfășura activitatea pe viitor cu 50% din capacitatea sălii. Cum arată agenda de concerte a Filarmonicii în perioada următoare? Avem o agendă bogată cu soliștii care fie au mai fost la Filarmonica din Pitești, fie vor veni la Filarmonica din Pitești. Concertul de săptămâna trecută a avut-o ca solistă pe Irina Baianț, o prezență inedită, să spunem așa, pe scena Filarmonicii din Pitești. A fost și meritul lui Mădălin Sandu, cel care de zilele trecute, chiar de ieri, a primit și atribuțiile de director artistic al instituției și îl voi ruga pe Mădălin să prezinte așa agenda din perioada următoare, pentru că ceea ce ține de partea de concerte, de partea de evenimente, am spus din momentul în care am preluat acest post, pe perioadă de interimat, că cei care vor decide cine va urca pe scenă, când va urca pe scenă, evenimentele pe care le vom avea va fi hotărârea în Consiliul Artistic al instituției și tocmai de aceea Mădălin va îndeplini și acest rol de director artistic pentru a desfășura activitatea mult mai bine. Așa cum ai spus săptămâna trecută, soprana Irina Baianț a fost în premieră la noi în Pitești. A fost un concert excepțional din punctul meu de vedere, de altfel și aplauzele publicului se văd pe înregistrări sau cei care ați urmărit în online secvențele concertului. Împreună, acel concert a fost dirijat și de Costin Grigore. Un concert frumos și am încercat în această lună să arătăm direcția pe care noi vrem să o urmăm și să o impunem cumva instituției. În prima săptămână din luna februarie am avut un concert clasic, să-i spunem, un concert de linie în care am cântat și l-am celebrat pe Mendelssohn. Am cântat Sinfonia Italiană, iar Mendelssohn, într-o scrisoare către tatăl lui, îi spunea: am compus cea mai veselă lucrare a mea. Așa cum am amintit, a doua săptămână am avut un concert de arii și uverturi cu Irina Baianț și cu Constantin Costin Grigore,
În săptămâna aceasta, în care vă invităm să veniți mâine, începând cu orele 19 la Filarmonică, avem un proiect foarte frumos, se numește Un violoncel prin lume, cu muzică de film. Abordăm repertoriul de muzică de film în această săptămână, iar o altă premieră o vom avea săptămâna viitoare cu muzică de jazz. Muzică de jazz simfonic, pe care sunt mândru să vă spun că din toate lucrările, aproape 90% din lucrări, sunt orchestrate de mine și am pus mult, mult suflet în acest proiect, în care cu această ocazie vrem să și lansăm acest grup de jazz pop al Filarmonicii. Membrii fac parte din Orchestra Sinfonică și colaboratorii ai instituției, în care vrem să reușim și sigur vom reuși să atragem un altfel de public, publicul de jazz, publicul de pop, să-l atragem în sala Filarmonicii Pitești. Și cu precădere, dedicație, urmărim tinerii să-i atragem în sală. De altfel, acest grup îi va sprijini și pe tinerii talentați, că muzica zilelor noastre se învârte pe aici și bineînțeles că vom găsi și sigur Piteștiul și Argeșul are tineri talentați în jazz și muzică pop. Cam asta se întâmplă în această lună la Filarmonica Pitești. Domnule Sandu, știm că au fost anumite probleme în cadrul orchestrei. Care este atmosfera actuală de când domnul Gabriel a preluat funcția de manager? Este o atmosferă așa cum așteptam, este o atmosferă liniște, de liniște, în care noi ne vedem, în sfârșit ne vedem de muzică, ne vedem de artă, ne vedem de proiectele pe care vrem să le facem. De altfel, în perioada asta de pandemie nu este ușor, pentru că trebuie să ne reinventăm și să abordăm și să găsim tot felul de proiecte în care să reușim să le adaptăm pe scenă, pentru că în momentul de față pe scenă noi suntem în aceleași condiții de pandemie, adică păstrăm restricțiile, avem măști și atunci numărul și acele repertorii mai mari nu putem să le punem în concert. Și căutăm și să găsim aceste proiecte mai micuțe, dar totuși cu dedicație pentru un anume public, da? Să reușim să-i aducem în sala de concert și totuși cred că în aceste momente de pandemie și sper că vom scăpa destul de repede din această situație, are nevoie puțin de mai multă relaxare după toate grijile zilei, să vii în sala de concert, să reușești să găsești emoții noi și să-ți relaxezi mintea după așa zile încărcate. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la noul manager? Credeți că situația se va fi din ce în ce mai bună la Filarmonica? Cu siguranță. Dacă vedeți și dumneavoastră publicul în mediul online, este o schimbare de 100%. Adică venim tot timpul cu ceva nou, suntem în atenția publicului și foarte important, există o transparență și o comunicare foarte, foarte bună. Asta este primordială pentru instituția noastră. Această schimbare de imagine aveam nevoie. Din păcate, poate sunt răutăcios, dar până la venirea domnului Niță, ca manager, imaginea noastră era la nivel de anii 90. Domnule Niță, care sunt schimbările pe care vreți să le aduceți la Filarmonică în perioada următoare? Ce planuri aveți? Așadar, am spus încă din startul emisiunii, pentru că au fost multe întrebări în ultima perioadă, multe păreri, vorbim despre o perioadă de interimată de 120 de zile, din care au trecut primele două săptămâni. În cadrul instituției am încercat să comunicăm și să colaborăm. Avantajul meu și al nostru a fost faptul că ne cunoșteam foarte bine, chiar dacă posturile dinainte erau cu totul altele, iar colegilor, fie că vorbim de cei din domeniul cultural, partea de orchestră, fie că vorbim de cei din partea administrativă, să spunem așa, le-am dat foarte multă încredere. Le-am cerut seriozitate, le-am cerut profesionalism, comunicăm foarte bine, am reușit să desfășurăm ședințe, ceea ce în ultima perioadă nu se mai întâmpla acest lucru. Am reușit să desfășurăm Consiliul Artistic pentru a veni cu propuneri pentru următoarea perioadă a concertelor. M-am simțit foarte bine, să spun așa, și foarte mândru în momentul în care am luat decizia și legată de domnul Mădălin Sandu privind atribuțiile de director artistic, pentru că de la zi la zi, să spun așa, mă simt tot mai
ușurat cu această situație, pentru că dumnealor împreună cu Mădălin vor stabili, să spunem, programele din perioada următoare, iar eu îi voi susține să le fie bine, să fie protejați de mediul exterior. Ei trebuie să vină la lucru și să-și facă treaba. În rest, nu trebuie să aibă nici măcar o grijă. Iar cei care au dat, să spunem așa, în Filarmonica din Pitești în ultima perioadă, poate să dea în continuare, însă să dea în mine, nu să dea în colegi, pentru că eu sunt pregătit să duc lucrurile mai departe. Așadar, cum am spus, vorbim de o perioadă de interimat. Chiar dacă este o perioadă de interimat care în cele din urmă se va sfârși, să spunem așa, eu îmi voi face treaba din prima și până în ultima zi ca și cum aș fi și voi fi managerul acestei instituții. Ce va fi apoi, vom vedea. Am încercat în cadrul instituției, cunoscând foarte bine, să spunem, colegii, să deleg din atribuții. În cazul domnului Sandu, director artistic, în cazul colegilor din administrativ, pentru că nu avem foarte mulți angajați. Nici în orchestră, orchestra noastră este mică în comparație cu celelalte orchestre din țară, nici în administrativ nu avem foarte mulți angajați, însă cunoscându-i pe colegi, cunoscându-le calitățile, am reușit să spunem așa să le stabilesc diferite noi delegări, să spunem, de sarcini, de atribuții, încât să stabilim mult mai bine activitatea, pentru că avem repetiții, avem concerte, în weekend avem filme, așadar în cadrul Filarmonicii din Pitești, în cadrul Centrului Multifuncțional din Pitești, unde desfășoară activitatea și Filarmonica și Cinematograful București, activitatea și programul sunt de luni până luni. Nu avem nici măcar o zi liberă, iar colegii trebuie, pe lângă a-și desfășura treaba, până la urmă trebuie să mai meargă și acasă și trebuie să mai aibă și zile libere. M-ați întrebat ce schimbări au fost sau ce schimbări vor mai fi. Am încercat foarte mult în mediul online să fim mai vizibili. Am creat canalul de YouTube unde încărcăm materialele cu concertele noastre, unde încărcăm diferite intervenții înainte de concerte, după concerte. Deja sunt tot mai mulți, să spunem, piteșteni, argeșeni, persoane din țară care ne urmăresc, care ne lasă comentarii pozitive. Am văzut pe rețelele de socializare, pentru că în ultima perioadă toată lumea s-a mutat în mediul online, că au fost întrebări legate de filarmonică, piteștenii își doresc ca ai mei colegi, să spunem, din orchestră să iasă și în aer liber. Vom încerca acest lucru, îmbinând, să spunem așa, și împăcând și activitatea de repetiții și activitatea de concerte, ținând cont și de vremea de afară, pentru că, virgulă, colegii nu pot să iasă atunci când plouă, când e vreme urâtă în aer liber, însă pe timp de vară vor fi ieșiri în parcurile din Pitești, pentru că și noi vrem să atragem noi categorii de public. Avem nevoie ca oamenii să vină în cadrul Filarmonicii din Pitești, pentru că media de vârstă, trebuie să o recunoaștem, este foarte, foarte, foarte ridicată. Și avem nevoie de la perioadă la perioadă, de la an la an, de la stagiune la stagiune, să atragem noi tineri. Tocmai de aceea am stabilit chiar astăzi, cam fiecare zi de vineri, începând cu ora 10, piteștenii, argeșenii, care doresc să ia legătura cu noi, să vină cu sugestii, să vină cu propuneri, să afle ceea ce vrem să desfășurăm, să vină în cadrul instituției noastre, voi ține audiențe alături de domnul Mădălin Sandu, vom vorbi cu piteștenii, vom colabora cu piteștenii, nu vom sta doar în mediul online să răspundem acolo, pentru că sunt și multe, multe răutăți și piteștenii trebuie să înțeleagă că nici colegii din orchestră nu sunt, să spunem, ei sunt artiști, nu sunt... nu știu cum să-i numesc, să iasă tot timpul în aer liber și să ofere concerte acolo unde își dorește fiecare. Așadar, ne desfășurăm activitatea în cadrul instituției, vom ieși și în aer liber atunci când vremea și programul nostru vor permite. Vom încerca colaborări în perioada următoare, pentru că avem un liceu de arte aici, un liceu de muzică cu tinerii de acolo, atât pe partea culturală, pe partea de muzică, dar și pe partea de PR, de comunicare, de marketing, să-și desfășoare activitatea în cadrul instituției noastre. Avem și două universități în Pitești, Universitatea din Pitești, care are și această specializare de muzică. La fel vom încerca o colaborare celelalte universități cu departamentele de comunicare, de marketing, tinerii, studenții să-și desfășoare stagii de practică în cadrul instituției noastre. Va fi o colaborare reciproc avantajoasă și pentru noi și pentru ei și cu siguranță vor mai fi și alte proiecte, atât în această perioadă de interimat, cât și în perioada următoare, pentru că, așa cum mi-a plăcut mie să spun, la Filarmonica din Pitești, povestea va merge mai departe și va merge mai departe foarte frumos. Ce credeți că urmează pentru Filarmonică, ținând cont și de perioada pandemică pe care o traversăm? Aveți pregătit un plan de rezervă dacă situația s-ar impune să reveniți în mediul online?
Noi am sperat să fie tot mai bine de la perioadă la perioadă și din fericire a fost tot mai bine. Așadar, dacă activitatea a fost suspendată, dacă a fost acel șomaj tehnic din care am revenit, dacă apoi am intrat în sală cu repetiții, a fost activitate în mediul online, iată că apoi am trecut la 30% din capacitatea sălii. Noi sperăm să mergem spre 50% din capacitatea sălii și de ce nu să avem sala plină. Însă, în funcție de această situație, vom lua măsuri atunci când lucrurile o vor impune, însă și așa în online activitatea e ciudată. Iar aici, domnul Mădălin Sandu, cred că vă poate spune mai mult ce înseamnă pentru un artist să cânte cu o sală plină, să cânte cu spectatori în sala de concerte și alta e ca activitatea să fie suspendată sau colegii să-și desfășoare activitatea doar în mediul online, să fie filmați, să spunem așa, și difuzați la televizor. Noi ne bazăm foarte mult pe acest sistem energetic care se transmite dintr-o parte în alta, din partea spectatorilor către noi pe scenă și invers. A fost foarte ciudat la început să reușim să avem acea emoție, acel feeling de seară de concert pe care să-l transmitem. Și am reușit până la urmă să transmitem și online, de altfel vizualizările pur și simplu la un simplu live pe Facebook, am văzut că deja atinge 2000 din start. Acum intervine și partea cealaltă, că reușim foarte bun pe online să avem rezultate și publicul văd că, bine, și frica care le impune de a veni în sala de concert, se obișnuiesc acolo. Acum munca noastră, după ce am obișnuit să-i atragem pe online, să avem vizualizările necesare, vrem să-i asigurăm că sunt în siguranță în sala filarmonicii și pot să vină cu încredere că noi vom respecta toate măsurile conform legii și așa cum impune această pandemie. Deci acum noi încercăm să-i readucem și să-i reobișnuim să vină în sala de concert. Așa este și, că te întrerupă puțin, Alexandra, avem acest grup format, vom încerca în perioada următoare, poate vom pregăti un eveniment în aer liber, depinde de vremea de afară, însă, așa cum am spus, atunci când situația o va permite, colegii din cadrul Orchestrei Sinfonice vor ieși printre piteșteni, iar piteștenii se vor bucura de momentele lor. Ne-a întrebat de program de pandemie. Noi sperăm ca pandemia să nu afecteze activitatea în perioada următoare. Vom avea un festival al tinerilor. Eu le trec puțin în revista, iar apoi colegul meu le va prezenta pendelete pentru ca piteștenii să afle. Vom avea un festival al tinerilor. Ne vom gândi în perioada următoare cum îl vom promova mult mai bine, chiar și o denumire a lui, astfel încât să atragem foarte, foarte mult. Un alt lucru inedit, vom avea și o mini-stagiune a Filarmonicii din Pitești. Estivală. Mini-stagiune estivală, ceea ce nu se întâmpla până acum. Așadar, încercăm în funcție de perioadă, de moment, de timp, să oferim publicului nostru cât mai multe lucruri. Da. Așadar, în perioada următoare avem stabilite concertele pe luna martie. Sunt afișate pentru cei interesați pe site-ul Filarmonicii Pitești. Iar ca și obiective mai mari, avem acest festival care va fi la începutul lui iunie cu ocazia Zilei Copilului, în care îl vom desfășura pe durată cam de, să zic, aproape o săptămână, și anume vom începe cu un concert dedicat pentru copiii care sunt talentați și își exprimă talentul prin muzica clasică, iar apoi vineri, sâmbătă, cu ajutorul grupului cel nou de jazz și pop, îi vom sprijini pe cei copii talentați cu rezultate din muzica pop și jazz, astfel încât va fi într-adevăr un festival. Iar probabil în sâmbătă atunci, în acea săptămână, vom ieși iarăși într-un spațiu adecvat să găsim în parcurile Piteștiului, probabil, în care să reușim să promovăm tinerii. Vorbeam și de stagiunea mini-estivală, este deocamdată în fază de proiect, în care la fel vrem să venim cu concerte educative în timpul zilei, cu orchestra sinfonică, cu grupul, cu poate orchestra de suflători, și sunt diferite proiecte în care copiii mici vom fi între ei, pentru că ei în miezul zilei sunt acolo în parc și suntem între ei, le putem prezenta instrumentele. Avem o poveste foarte frumoasă, Petrică și Lupu, deci putem găsi foarte multe soluții. Eu simt
și colegii mei simt că trebuie să venim puțin în interiorul publicului, acolo unde sunt ei și unde se simt relaxați. Ținând cont de pandemie și de situația pe care o traversăm, cu siguranță și din punct de vedere economic, lucrurile sunt mai dificile. Care este situația la Filarmonică? Da, așa este. Această pandemie a afectat domeniul cultural, de altfel a afectat foarte multe domenii de activitate și în special domeniul cultural, care nu a fost, să spunem, susținut din partea Guvernului României foarte, foarte mult și au mai fost discuții în acest sens. Am mai vorbit despre acest lucru chiar zilele trecute, cum spuneam, nu am mai putut să vindem abonamente. Am fi putut să vindem abonamente, însă consider că nu am fi fost corecți față de publicul nostru. Dacă, Doamne ferește, se întâmpla ceva și nu mai desfășurăm aceste concerte, oamenii rămâneau cu banii dați pe abonamente și nu se puteau bucura de acest act cultural. Așadar, noi vindem bilete pentru concertele următoare și în același timp, în funcție de fiecare număr de bilete vândut înainte de concert, am permis ca publicul care și-a cumpărat abonamente în stagiunea trecută să vină în cadrul Filarmonicii din Pitești și să se bucure în continuare de actul cultural, pentru că dorința noastră este ca sala să fie cât mai plină la fiecare concert. Însă trebuie să ne raportăm la acest număr de persoane, îl repet încă o dată, 30% în acest moment. Așadar, faptul că nu am mai vândut abonamente, vă dați seama că ne-a afectat din punct de vedere al încasărilor, din punct de vedere al veniturilor proprii. Biletele, cum spuneam, nu sunt deloc scumpe, 30 de lei, 40 de lei, se aplică și aceste reduceri de 50, de 75%, sunt și persoanele care intră gratuit la evenimentele noastre. Nici biletele în cadrul Cinematografului București nu sunt deloc scumpe, 8 lei pentru filmul străin, 6 lei pentru filmul românesc și aici se aplică reducerile de 50, de 75%. Însă sperăm noi ca activitatea să meargă tot mai bine în perioada următoare. Cu sprijinul colegului domnul Mădălin Sandu, în ultima perioadă am avut concerte foarte bune, care cu siguranță s-ar fi desfășurat cu sala închisă, cu casa de bilete închise, dacă condițiile pandemice ne-ar fi, să spunem, ne-ar fi fost favorabile. Noi sperăm ca din luna iunie să stăm mai bine din punct de vedere al veniturilor proprii, pentru că centrul multifuncțional a fost realizat prin fonduri europene, iar această perioadă de 5 ani în care școlile din Pitești, în care diferite, nu știu, organizații, asociații, în care cineva dorea să desfășoare un eveniment, se desfășura fără niciun fel de condiții financiare. Așadar, cu siguranță apoi va fi stabilită o sumă pentru folosirea sălii noastre, bineînțeles în limita disponibilității, pentru că colegii din orchestră trebuie să desfășoare repetițiile și activitatea și cu siguranță în consiliul local va fi stabilită o sumă, iar cine va dori să vină în cadrul centrului multifuncțional va trebui să plătească această sumă. Apoi această sumă va deveni parte din veniturile noastre proprii și noi ne vom folosi de ele. Altfel, așteptăm să se aprobe bugetul, va fi aprobat prima dată în plan național, apoi va mai dura în plan local. Nu este un buget foarte, foarte mare în comparație cu celelalte filarmonici din țară, este un buget raportat și la anul trecut, însă, din păcate, anul trecut activitatea noastră a fost suspendată mare parte din an, nu știu dacă jumătate din an am reușit să ne desfășurăm activitatea, însă, din discuțiile pe care le-am avut cu domnul Mădălin Sandu, cel care, repet, îndeplinește și atribuțiile de director artistic în cadrul Filarmonicii din Pitești, discuțiile pe care le-am avut cu partea de contabilitate a instituției noastre, vom face totul pentru a ne descurca și cu acest buget de anul acesta și vom încerca, de ce nu, din anul următor să reușim să suplinim așa faptul că anul acesta nu vom avea bani de investiții și ne vom descurca cu instrumentele pe care le avem. Vom încerca de la an la an, prin activitatea noastră, prin atragerea publicului către Filarmonica din Pitești, prin ceea ce vor reuși să facă colegii pe scenă și în afara scenii, pentru că e foarte importantă imaginea pe care o are fiecare persoană, să atragem, să spunem, un buget mai mare, să atragem și finanțări, pentru că nu ne reține nimeni să aducem sponsorizări sau să găsim persoane de bine care vor și pot să susțină Filarmonica din Pitești. Așadar, eu zic că ne vom descurca și în acest an și ne vom descurca și în perioada următoare, pentru că ceea ce se întâmplă acum la Filarmonica din Pitești arată faptul că lumea este unită, că punem preț pe comunicare, pe colaborare, pe profesionalism și cu siguranță, dacă cu toții tragem, să spunem, la aceeași căruță, cum se spune, lucrurile nu au decât să iasă într-un mod pozitiv. Domnule director, cu cinema oricum vă descurcați. Vin piteștenii la filme?
Piteștenii vin la filme, însă nu vin într-un număr atât de mare cum se întâmpla înainte de pandemie. Am avut filme pe care le-am desfășurat cu sala plină, așadar au fost chiar 404 persoane în cadrul Cinematografului București la unele dintre filme și mi-aduc aminte la Mărumeții, film pe care l-am dat chiar de 4 ori, la primele două proiecții sala a fost plină. Cum spuneam, prețurile sunt foarte scăzute în comparație cu cinematografele comerciale. În special bătrânii vin la filmele noastre, însă așa cum s-a întâmplat și în cadrul filarmoncii, așa se întâmplă și în cadrul cinematografului. Oamenii au aceste rețineri de a ieși, să spunem, din casă, de a se expune. Acum găsesc filmele și pe internet și poate că le este mai comod, poate că le este mai lejer și poate că se simt în siguranță să rămână acasă și să vizioneze filmele, însă de când am început din startul acestui an, să știți că au venit și 20 de spectatori și 30 de spectatori în funcție de film, pentru că fiecare public, fiecare categorie de public are gusturile sale. Ce filme urmează să vizionăm în weekend? Vom păstra în perioada următoare, în zilele de sâmbătă vom avea filme străine, iar în zilele de duminică vom avea filme românești. Sâmbătă avem un film pe care l-am ales alături de colegii din cadrul compartimentului Cine Video. Va fi un film dedicat lui Diego Armando Maradona. Îl știm cu toții pe Maradona, ce fotbalist a fost. Și să știți că a fost și una dintre cererile publicului, pentru că de când am preluat conducerea, în cadrul filmelor am lăsat un caietel în care publicul poate aduce sugestii și recomandări, în care oamenii pot propune filmele pe care le putem aduce la Cinematograful București din Pitești. Bineînțeles, nu toate filmele pe care publicul le dorește putem să le obținem. Depinde foarte mult de distribuitor, depinde și de prețul fiecărui film, așadar, cum spuneam, sâmbătă va fi filmul denumit Maradona. Duminică vom avea un documentar românesc, un documentar care se numește Acasă și care prezintă situația unei familii. Și în perioada următoare vom ține cont de sugestiile publicului, vom încerca, în limita, să spunem, posibilităților financiare, să continuăm și cu aceste sesiuni de întrebări și răspunsuri, să reușim să aducem în casa noastră, cum se spune, și actori și regizori care au pus în scenă filme celebre și vom încerca să menținem și această activitate de cinema, pentru că oamenii au venit la filme, iar publicul, să știți că este același ca și în cadrul filarmonicii, dacă e să mă refer la categoria de vârstă. Adică oamenii se bucură că și în weekend pot ieși și pot veni undeva, însă sunt foarte importante și aceste condiții de pandemie, ca oamenii să prindă o tot mai mare încredere în a ieși și a veni în cadrul instituțiilor de cultură. Având în vedere perioada pe care o traversăm, credeți că vaccinarea ar fi soluția pentru umplerea din nou a sărilor de concerte? O să las pe Mădălină să deschidă acest subiect. Da, dacă mă întrebați dacă mă vaccinez, eu o să mă vaccinez, însă este dreptul fiecăruia, nu vreau să intru într-o polemică dacă e bine sau dacă nu e bine, fiecare își decide pentru el, dar cred că singura soluție de a ieși cât mai repede din această pandemie. Eu sunt programat pe 5 martie, soția mea, profesor, și-a făcut deja de o săptămână, n-a pățit nimic, este tot în regulă, ce să vă zic. Deci, fiecare își decide cum vrea, dar este o soluție și singura soluție în acest moment din care să ieșim din această pandemie. Pe final, un mesaj pentru melomani? Mesaj pentru melomani: să aibă încredere în ceea ce le vom prezenta. Deja vreau să anunț, am reușit și am căzut de acord în fiecare vineri, începând cu ora 10, suntem în prezenți împreună cu domnul manager la sediul filarmonicii, în care vom face audiențe, iar spectatorii, publicul meloman, pot veni și discutăm față în față, exact, propuneri, ce se poate, ce-și doresc, și vom găsi o soluție să venim în sprijinul doleanțelor dumnealor. Mesajul meu pentru publicul meloman: îl așteptăm cu drag în sala de concert cât se poate acum în această perioadă. Nu știu sigur, oare săptămâna viitoare suntem 50%? Depinde ce va emite comitetul județean, încă nu știu. Deci deocamdată suntem tot 30% și încercăm să îi asigurăm că sunt în siguranță în sala de concert. Domnule Niță? Da, și eu îmi doresc ca publicul să vină alături de noi
Și țin să subliniez în continuare acest lucru, pentru că la fel au fost discuții în ultima perioadă la Filarmonica din Pitești. Sunt sigur că, indiferent ce se va întâmpla după aceste lucruri, luni, după 4 luni, lucrurile vor merge tot mai bine. Alături de domnul Mădălin Sandu și alături de întreg colectivul, fie că vorbim de cel cultural, fie că vorbim de cel administrativ, suntem o echipă și o echipă vom fi și vom conduce Filarmonica din Pitești și după cele 4 luni de management interimar. Spre deosebire de anii precedenți, ceea ce mă bucură pe mine și ceea ce știu că îi bucură și pe colegii, autoritatea locală este foarte implicată. Țin să precizez acest lucru, la concertele noastre vine în repetate rânduri chiar primarul Piteștiului, după concertele desfășurate urcă pe scenă și vorbește cu colegii din orchestră, ceea ce chiar dumnealor mi-au spus că le oferă o încredere, o încredere aparte, pentru că e foarte important pentru un artist să fie susținut, să fie apreciat, să fie întrebat cum se simte, ce își dorește, ce propuneri are. Așadar, Piteștiul trebuie să renască din punct de vedere cultural, iar în cadrul Filarmonicii din Pitești există colegii deosebiți, colegii apreciați nu doar în plan local, ci și în plan național, din punct de vedere al calităților lor artistice. Și dacă în startul emisiunii spuneam că avem o orchestră micuță, din punct de vedere al numărului colegilor, să știți că avem o orchestră foarte bună, chiar și așa cum este ea, să spunem, redusă numeric. Noi vom încerca de la an la an și cu sprijinul autorității locale, cu sprijinul Consiliului Local Pitești, să reușim să avem noi posturi în cadrul instituției noastre, noi posturi în cadrul orchestrei noastre. Căutăm valori în special din plan, să spunem, din plan local, ca tinerii să crească aici, să-și desfășoare liceul aici, facultatea aici, să lucreze apoi în cadrul Filarmonicii din Pitești, pentru că așa cum piteștenii și argeșenii, să spunem, trag pentru un brand și pentru un simbol al lor, acest lucru poate depăși cu mult, să spunem, modul în care se pot implica cei care ar veni în Pitești, în cadrul Filarmonicii din Pitești, indiferent de funcția lor. Eu vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră de a vă afla în platoul Argeș TV și vă aștept și data viitoare. Mulțumim. Domnilor, domnilor, rămâneți în continuare pe Argeș TV, vă vom ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă în județul nostru. La revedere!